Din cauza timpilor crescuți de așteptare din marile orașe, sunt români care decid să se vaccineze în localitățile mici. Mai mult, unii aleg orașe aflate lângă destinații turistice, așa că îmbină utilul cu plăcutul. Își fac vaccinul, dar iau și o scurtă mini-vacanță în același timp. Poate că statul ar trebui să încurajeze mai mult, spune un bucureștean care s-a vaccinat la 375 de kilometri de casă. În Clisura Dunării, spre exemplu, sunt proprietari de pensiuni care s-au gândit cum să-i atragă pe turiștii care se vaccinează în acest colț de țară. Într-un oraș mic, precum Orșova, au venit persoane de la sute de kilometri depărtare pentru a se vaccina. Pentru că sunt tot felul de măsuri care se iau acum pentru mărirea ritmului de vaccinare, poate că inclusiv faptul că i-ai tentat pe oameni cu o zi liberă să se ducă. Vedeți, în București sunt deja niște cozi formate, liste de așteptare, sunt alte centre în țară unde găsești centrele libere, numai că este o anumită perioadă de timp necesară pentru a ajunge la în respectivele zone. Și în acest context, dacă legi o zi liberă și pui, de exemplu, te vaccinezi vineri și tu ai plecat de joi, ai un weekend prelungit astfel încât să poți să vizitezi și zona respectivă. Este sugestia acestui bucureștean care s-a vaccinat la Orșova și reprezentanții centrului de vaccinare de aici spun că au avut cazuri de persoane care, pe lângă imunizare, s-au relaxat în pensiunile din acest colț de țară. Unii din ei au venit, s-au vaccinat cu prima doză și au spus că vor reveni pentru rapel și chiar o să-și ia câteva zile de concediu ca să vadă și zona și împrejurimile, că sunt lucruri frumoase de văzut în zona. De pe unde ați avut oameni care s-au văzut? De la Craiova, de la Cluj, de la Bacău, de peste tot aproape din țară. Peste tot, de pe la Timișoara au venit. O masă gratuit pentru cei care se cazează la noi și se vaccinează la Orșova. Este oferta reprezentanților unei pensiuni din Clisura Dunării, preocupați să atragă turiștii interesați și de un weekend în natură. Cei care doresc să se vaccineze în zonă, pensiunea noastră oferă o cină gratuită. Dânsii trebuie doar să arate dovada că și-au făcut vaccinul în Orșova, în zona noastră. Totodată vrem să încurajăm ca toată lumea să vaccineze cât se poate de mult, pe o de o parte, pe de o altă parte, datorită faptului că luna aprilie și mai este o lună destul de dificilă pentru noi, dorim să atragem în felul acesta mai mulți turiști. Au spus doctorii de la centru, nu sunteți singurii bucureșteni care au venit. În fața dumneavoastră a fost o altă familie care se cazase la Herculane și venise să-și facă vaccinul. Și îmbinaseră cele două lucruri, adică băile termale de la Herculane și tratamentele pe care poți să le faci în zona respectivă cu această necesitate de vaccinare. Noi toți dorim să scăpăm de niște restricții. Ca să putem să scăpăm de restricții, trebuie să ajungem la acel prag de imunizare colectivă de 70%. Nu vom ajunge la acel grad dacă nu vor fi aceste măsuri care să și impulsioneze vaccinarea. Și pentru că a venit vorba de băile Herculane, și aici centrul de vaccinare va deveni funcțional din 13 aprilie. În orașul Băile Herculane, vaccinarea propriu-zisă va începe cu data de 13. La ora actuală sunt înscrise pe platformă un număr de 284 de persoane. Persoanele care vin în Herculane pot să îmbine utilul cu plăcutul, în sensul că pot să beneficieze de apele termale din stațiunea respectivă, cât pot să se și vaccineze, pentru că noi, la nivelul județului Caraș-Severin, avem deschidere. Cei care aleg vaccinarea în sud-vestul României se pot bucura de frumuseți precum Clisura Dunării, Băile Herculane, nordul județului Mehedinți, Cascada Bigăr și multe alte destinații turistice.